Salutare și bine ați venit la un nou video pe acest canal de reacție la TikTok, pentru că mulți, de fapt nu mulți, nu neapărat mulți, câțiva m-au întrebat dacă am TikTok și acum pot să zic că am, nu știu dacă e de bine sau de rău, și o să reacționez la TikTok-ul ăia din feed-ul meu și ce mai găsesc pe TikTok. Hai să începem. No. Ok, primul TikTok, eu să știți de acum nu prea înțeleg eu TikTok-ul ăia, dar poate de data asta... Nici nu mi-am dat silința prea mult să le înțeleg, dar hai să vedem ce este. Oh. You can't have that. Ok, să zicem, no. N-a fost chiar extra funny, dar în fine. TikTok rusesc, am foarte multe în feed rusești. Cum să faci rost de fete în 2020? Sau hai să zicem în 2021, că imediat intrăm în 2021. Le pui în cărci. Băi, ești falit, bă, n-ai bani de ea, mă înțelege. Denis! Ioi! Dar ești live? Ești live? Și gen mă vede dacă treci? Păi simt că astea sunt mamele mai ales. Mai ales mamele care nu prea le-au cu tehnologia. Foarte comic. Nici live, am camera oprită, microfon oprit. Poți să vorbești normal! Înțeles. Toată lumea are camera și microfonul oprit la școală dacă au opțiunea asta, deci... Da. Bă, zici că l-am mușcat să pe săracul, mamă. Da. Vrea și ea săraca. Zarzavat. Nici n-am văzut TikTok-ul că eu dansam. Nu funcționează hoax. Ce? Nici nu m-am prins. Scrieți-mi în comentarii că eu sunt așa mai boomer și nu le înțeleg pe toate. Codat. Uite, mi-l ce face toată ziua. Tu trebuie să ric că-ți dau eu după, ai auzit? Ce-s cu notele alea de sudor pe tine, că n-am înțeles? Tu cred că vrei să ajungi cel mai prit din familie, să ne bârfească lumea la colț de stradă. Că uite ce boschitar a ajuns copilul ăla. Ce zici, mă? Tot combi la una de două săptămâni și tot nea zânic. Lasă-le mă, care balta pește, ești prost? Nu vezi că e cam groasă. O scrii și handicapata e de dirigata pe grup, de note și de absențe. Știi că-s băia bun și nu-s lumăta, numai că ai grijă, te rog frumos, bine? Ia și un milion și te găgeci cât în oraș. Nu că Elena cu Maria e cu curumare. Gura mă. Ok. Da, de obicei am observat și eu că de obicei tații, cel puțin și la mine a fost cazul, nu sunt chiar așa de multe ori nu-s la fel de dur ca mamele când vine vorba de școală. Și da, probabil pentru că de obicei fetele sunt mai bune decât băieții la școală. Cel puțin așa au fost tot de când știu, de când am fost eu în școală, dar na. În fine. A fost destul de greu atunci când soția mea afla că vreau să fac stand-up comedy. În primul rând că nici nu știa ce aici, că nu vrea că nu e foame. Apoi că nu vrea ca lumea să râde de mine. Băi, am spus asta și ideea, că e nasol dacă nu se întâmplă treaba asta. Când a aflat de fapt ce înseamnă, a zis că sunt imatur, că sunt irresponsabil dacă îmi trece prin cap că voi fi o persoană de succes. Că nu sunt o persoană destul de persuasivă, că e imoral și ar trebui să am alte priorități în viață. Mă rog, ea n-a folosit cuvintele astea, a zis, unde sânge te duci, mă? Cum asta poate pare expirată, dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să răziști nici o zi fără mine. Cum asta poate... Foarte relatable, pentru că în toate shooterile pe care am jucat, pe mine măcar au prietenii, deci eu eram bătă. Da. Muzica. Oh, no. Foarte. Thank you.
Nice, nice, nice. Vreau și eu. Bă, dar nu mai, să nu mai dea TikTok. Zici că îmi dă din adins de astea, mă. Nu mai îmi dat de astea. Știați că lipsa sexului produce 3 lucruri în corp? 1. Pierderea memoriei. 2. Tristețe. Și 3. Nu mai amintesc despre ce vorbeam și bine să... Bă, de-aia am uitat eu să pun polul. Vai, de-aia am uitat eu să schimb numele de pe tricou la jucător pe live. Nu cred. E clar. Cu FIFA la băie, la FIFA cu băieții. Hai să dăm neacu. Și el chiar pleacă sau Da, frate, închide Wi-Fi-ul și nu mai fac nici ore, nici joc. Sună perfect. Exact soluția care trebuia. Și mai fete care este Zodi. Care ești, am înțeles? Bananță. Eee! Vărsător! Hai că acum le bagă pe toate de la... Pa'l beauty a las 4 va pa'l mall, pa' eso de la 5 estaba Paul. Se hizo la boobie y el booty, viste de Christian Dior, la tiba con sus amigas con un col. Ok, ia să vedem ce avem aici. Mamă, de nu făceam tot asta. Acolo. Lasă-mă, mamă, că azi sunt rebel. Pune dracu mâna și mănâncă ca lumea. Îți bagi multă mâncare. Așa faci tălică mereu, strici toată distracția. Lasă-mă în pace. Ok, iată. I guess, cred că pot să spun că sunt o pufoșenie. Să vedem, când sunt prieteni în funcție de zori. Conversator. Îmi dai pregătiți de apă. Taură o etre zi. Nu era conversator, vă zice ce mai... Cu cele mai puternice zodii bănuiesc, adică, deci vărsătorul e strong. Aia zic. Băiatul preferi, astfel, este legătorul. Răspunde repede la mesaj. Nu vorbește cu alte fete. Eu vorbește despre noi cu prietenii lui. Face complimente. Sunt băiatul perfect. Ok, hai să vedem, atenție, atenție băieți, fiți atenți aici și luați aminte. Da, niciodată nu sunt clare, cred, pentru că câteodată ai impresia că se uită la tine pentru că tu te gândești și sper că se întâmplă chestia, dar de fapt nu se întâmplă nimic, deci, da. Poate unii își dau seama, nu știu. Ok,
efecte de turmă, clar, clar. Ok, pe aia de pe tot. Păi unde vă totul? Asta din partea a doua. Cred că e partea a doua. Așa deci, dacă ești vărsător să sari de pe o prăpastie și dacă nu mor să mai încerci. Se pare că n-ai o impresie prea bună despre vărsător, atât timp există o persoană care poate să te facă să te schimbi. Adică care iubesc în tot sufletul. Și așa vărsătorul e cineva. Ești ok. Rac, ok. Gemeni, vărsător. I guess. Mă iubesc din tot sufletul. E cum o pasă, cred că degeaba stau eu dragoste. Intru cu o relație. Ce? Asta visează el sau ea? Întrebarea la care nu s-a aflat niciodată răspunsul. Cred că mai realizabil pentru unii ar fi să primească iPhone 12 decât. Da, acum sunt cam rău. Hai să tăiem partea asta. Nope. Hai că mai ai. Trece ca decembrie, tu mă pasă, cred că degeaba stau eu dragoste. Ai luat toxică cu cine, vreau să știu. Straight away. Prima opțiune, tower și vărsător, relație toxică. I guess fetele din tower să mă evite. De video în stânga, sugestie de video în dreapta, abonare aici, oricare ar fi alegerea de video, enjoy!